Deficitul de la bugetul de pensii va crește accelerat în următorii ani, ceea ce va face ca plata pensiilor să devină din ce în ce mai greu de făcut, avertizează experții în domeniu. Acest fenomen a fost provocat de majorarea pensiilor cu un procent mai mare decât creșterea salariilor și asta în contextul în care angajatorii se plâng că nu există suficientă forță de muncă, iar pentru plata unei pensii uneori este nevoie de contribuția a doi salariați, scrie euronews.ro. Achitarea pensiilor este în directă dependență de contribuțiile pe care le plătesc angajații. Fiecare angajat cu contract de muncă dă peste 20% din salariu pentru sistemul public de pensii, iar acum pensia medie a depășit salariul minim net. Adică un salariat plătit cu minimul pe economie nu poate asigura o pensie medie, iar riscul de sărăcie al salariaților a ajuns aproape dublu față de media Uniunii Europene. În aceste condiții este nevoie de contribuția salariaților cu venituri mai mari pentru a plăti pensiile minime, dar România are din ce în ce mai puțini plătitori pentru un număr din ce în ce mai mare de pensionari, iar dacă adăugăm la aceasta și pensiile speciale, sistemul va falimenta, spun specialiștii. Senatul a adoptat tacit un proiect inițiat de deputați PNL care propune anularea pe viață a permisului auto al unui șofer beat sau drogat dacă acesta a provocat un accident soldat cu pierderi de vieți omenești. Potrivit unor date prezentate presei, în perioada 1 ianuarie 30 iunie 2022, 1300 de șoferi au fost depistați sub influența substanțelor psihoactive și peste 13500 de conducători auto au fost găsiți circulând după ce au băut alcool, precizează inițiatorii proiectului. Pe lângă propunerea legislativă prin care s-a cerut înăsprirea pedepselor pentru persoanele care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau droguri și omoară oameni, inițiatorii vor și înăsprirea codului rutier. Propunerea legislativă privind circulația pe drumurile publice a fost transmisă Camerei Deputaților pentru dezbatere în calitate de for decizional în acest caz. Ministerul Apărării pregătește o lege plină de beneficii pentru a-i convinge pe români să se înroleze voluntar pe fondul plecărilor din sistem. 7.000 de militari au ieșit doar anul trecut din armată, spune Ministrul Apărării. Vorbim atât despre demisii, cât și despre pensionări. Mai mult, rezerva este îmbătrânită. Totodată, Ministrul Apărării declară că românii nu sunt în vreun pericol. Declarația vine la câteva zile după ce șeful armatei a spus că e nevoie ca femeile și bărbații de până în 35 de ani să învețe să tragă cu arma în caz că războiul s-ar extinde. Conform euronews.ro, țara noastră are aproximativ 80.000 de militari activi în acest moment, însă printre ei se numără și personalul necombatant. Militari apți de luptă sunt și cei 55.000 de rezerviști cu vârsta de peste 35 de ani. Pentru a atrage tinerii spre armată, Ministerul Apărării pregătește un proiect de lege care are la bază un stagiu militar voluntar de câteva luni, pe parcursul cărora vor primi solde, iar la final vor avea prime și alte beneficii.